distinși invitați, domnilor și domnilor. Ați umblat și aici. Te lăsăm fără că ne-am auzit. Nu s-au auzit. Distinși reprezentanți ai mass media locală și centrală, vă rog să îmi permiteți să intru în procedurile legale de desfășurare a ședinței ordinare a Consiliului de Administrație, 7 martie 2018. Ședință provocată prin dispoziția numărul 178 din 2 martie 2018. Evident, cu procedurile prevăzute de legea administrației publice locale, numărul 215 și a regulamentului de organizare de desfășurare a Consiliului de Administrație. Am și domnilor consilieri, prin poștă electronică v-a fost transmis spre analiză materialele aferente proiectelor de hotărâre puse astăzi din discuție. 33 de consilieri în funcție astăzi, sunt prezenți 31. Ședința are cvorumul necesar de desfășurare. Colegii absenți sunt domnii consilieri Bolteanu Alin, Partidul Național Liberal, domnul consilier Dumbu Paul, Partidul Național Liberal. În conformitate cu prevederile numărul 215-2001, vreau să permiteți să dau cuvântul secretarului județului, doamnei Raluca, da? Vă supuneți spre aprobare procesul verbal la ședinței ordinare în data de 15 februarie 2018. Doamna secretar, al județului, a avut cuvântul. Domnule președinte, doamnelor, domnilor consilieri, v-a fost înaintată la comisii procesul verbal al ședinței din 15 februarie. Dacă aveți observații pe marginea celor consemnate. Domnul consilier, pe mine de referitor la procesul verbal, consider că trebuie făcută următoare rectificare. Noi am cerut o dezbatere mai largă a bugetului Consiliului Județean, iar în concluziile noastre din procesul verbal se reține că s-au făcut dezbateri, deși noi am dorit în continuare să mai ridicăm probleme. Vă mulțumesc. Doamna secretar al județului. Domnule președinte, domnule consilier, să înțeleg că ceea ce s-a consemnat în procesul verbal nu este real în dreptul discuțiilor și dezbaterilor despre proiectele care s-au discutat, să înțeleg că ceea ce am consemnat nu corespunde realității? Exact aceasta am spus. Am cerut în continuare dezbateri și nu s-au continuat dezbaterile. Iar în procesul verbal s-a reținut că s-a dezbătut. Repet. Să înțeleg că în procesul verbal are și doriți să scot din procesul verbal discuțiile referitoare la buget, că presupun că despre acel proiect este vorba. Că nu înțeleg, sincer, eu am consemnat ceea ce s-a discutat, iar dumneavoastră îmi spuneți că nu s-a discutat de fapt și să consemnez acest lucru. Deci să scot din procesul verbal discuțiile și dezbaterile. Doamna secretar, uitați că vă explicăm. Am înțeles ce vrea să spună domnul Diaconu. Dânsul vrea să spună că în afara a ceea ce s-a dezbătut, ar mai fi dorit exact. O dezbatere în continuare. Exact. Deci să scrieți în procesul verbal că grupul PNL a solicitat o dezbatere în continuare, iar Consiliul Județean în plen nu a fost de acord cu acest lucru. Domnule președinte, potrivit prevederii legale, potrivit legii 215, orice consilier poate să solicite completarea procesului verbal concret. Vă rog frumos să-mi spuneți pagina și paragraful unde dumneavoastră doriți să inserez fraza. Voi verifica în registrele pe care Secretariatul de Emigrare dacă ceea ce spuneți corespunde realității și fără niciun fel de problemă se va consemna. Asta înseamnă că, după ceea ce îmi veți relata, domnule președinte, în funcție de decizia pe care o să lua, puteți să amânați aprobarea procesului verbal al ședinței din 15 februarie pentru o ședință ulterioară pentru a putea verifica solicitarea domnului consilier dacă ea într-adevăr există, sau puteți să o supuneți la vot. Mă rog, eu notez. Pagina și nu sunt mașină electronică să știu pagina, pot să vă spun că la începutul paginii domnul Bosta. Domnul consilier, hai, domnul dar bine, dați-l. Să înțelegeți
faceți un lucru. Secretarul județului, conform legii și a regulamentului pe care îl cunoașteți, întocmește proces verbal, nu stenogramă. Eu am obligat, procesul verbal reprezintă documentul public care atestă că un act a devenit, că un proiect a devenit act administrativ pentru că s-a discutat în ședință publică și a îndeplinit vorbul de vot pentru a se putea transforma în act administrativ. Pentru asta este procesul verbal. Secretar, am înțeles. Și unde până la ce? La final? Am înțeles foarte bine ce doriți dumneavoastră. Rugămintea mea, ca să derogăm, că PNL-ul întotdeauna are nevoie de derogare la, de la lege. Cel mai mare campion la afirmații privind că respectăm legea și este primul, cum îl spun eu, care, de câte ori, cum spun, a fost posibilitatea, a încălcat legea, a încălcat-o în picioare. Vă dăm o derogare. Până la sfârșitul ședinței, vreau să-i depuneți, doamne secretar, în scris, ce doriți, cum îl spun eu, să modificăm la procesul verbal. Să spun acum direct. Vă rog. În pagina unde domnul Bostan solicită dezbatere, nu că suntem la buget. Pe pagina aceea sus scrie Bostan, Liviu solicită la ultimul paragraf după pagina să consemnează de către dumneavoastră. Domnul consilier, eu am fost foarte clar. Până la sfârșitul ședinței, pentru că o să mai supun acest proces verbal spre sfârșitul ședinței, vă rog să înaintați în scris la secretarul este, nu, vă spun acum, este pagina 18, pentru că nu scrie că trebuie să înainteze în scris și am dreptul să cer corectare. Vă rog, unei afirmații. Da, fiți pe pagina 18, ultimul aliniat, să nu apară acolo că s-au dezbătut toate problemele solicitate. Vă rog, doamna secretar. Domnule președinte, doamna domnule consilier, dumneavoastră, mă forțați în plen să mă constitui elementele constitutive ale acestui de fals și ulz de fals în acte publice. Nu vă supărați. Eu îmi asum ceea ce am scris în procesul verbal, iar dacă dumneavoastră în înregistrările pe care mi le puneți la dispoziție rezultă că dumneavoastră sau oricine, că trebuie să scriu și cine a spus acest lucru, spuneți că nu au fost dezbateri, iar tot ce am scris eu acolo înseamnă că este fals și din mintea mea am scris în dreptul proiectului de hotărâre tot felul de cuvinte care s-au dispus la microfon. Eu nu mă joc cu lucrurile astea, să știți. Motiv pentru care, domnule președinte, vă rog să mi se... Eu nu sunt în subordinea autorității județene Consiliul Județean, sunt în subordinea președintelui potrivit legii, potrivit aceleiași legi, solicit domnilor consilieri să-mi spună pagina, persoana care își asumă fraza, iar eu după ce voi verifica, voi consemna în procesul verbal sau nu este dreptul meu să o consemnez, dacă acel lucru s-a întâmplat sau nu. Ceea ce îmi cereți, îmi spuneți că de fapt nu s-au dezbătut. Asta înseamnă că toate discuțiile, toate dezbaterele la proiectul de hotărâre nu au fost. Nu au fost să înțeleg că s-a citit un proiect de hotărâre și s-a supus la vot? Vă rog frumos să-mi răspundeți. Pentru că este o chestiune foarte serioasă de care mă acuzați. Că de fapt n-au fost dezbateri, iar eu am consemnat în fals niște lucruri care nu s-au întâmplat. Despre ce discutăm aici? Doamna secretar. Nu vă supărați. Nu, am înțeles. Am înțeles. Deci, mai atrag o dată atenția. Deci, ca să vorbă, da, dispun amânarea... nu dacă dispun. Supun în aprobării plenului Consiliului Județean. Domnule președinte, am ridicat și eu una, vreau și eu să am o intervenție. Deci îmi dați voie. O să spuneți că... N-am nevoie de intervenția dumneavoastră. Nu că aveți nevoie sau nu aveți nevoie. Am dreptul să am intervenții. Ați întrebat. Există... Aveți răbdarea necesară. Da? Păi cum supuneți la vot fără să... Vă rog. Vă rog. Doamna secretar. Domnul consilier, opriți-vă că nu v-am dat cuvânt. Domnul consilier Diacon, înțelegeți să depuneți în scris până la sfârșitul ședinței modificarea pe care o propuneți? Nu avem un regulament așa ceva. Bine, am reținut. Domnul consilier Irimia Cristina, vă rog. Domnule președinte, anul trecut într-o ședință ordinară, ați dat dispoziție secretarului județului, doamnei Raluca Dan, să ne pună la discuție prin e-mail procesele verbale de la ședințele anterioare. Acest lucru nu s-a întâmplat și la începutul acestei ședințe, doamna secretar a spus că la comisii s-au primit procesele verbale de la ședința anterioară. Nu s-a întâmplat acest lucru. Ieri, în ședința Comisiei Juridice, nu ni s-a făcut niciun proces verbal. De ce ne cere să votăm pe un act pe care nu l-am văzut nici măcar? La Comisia Juridică nu am primit niciun proces verbal, doamna secretar.
Ați terminat, domnule? Da. Vă mulțumesc. Doamna secretară al județului, vă rog. La trei zile după ședința ordinară din 15 februarie, domnul consilier Crețu mi-a solicitat procesul verbal al ședinței. I s-a explicat că este ridicat pe site-ul Consiliului Județean și a spus că va transmite prin secretariatul tehnic și s-a transmis acest lucru. Procesul verbal conform legii este public pe site-ul Consiliului Județean. În cazul în care, într-adevăr, procesul verbal al ședinței din 15 februarie nu a fost depus la comisia dumneavoastră, o să verific și o să iau măsurile cu privire la secretariatul tehnic, care nu a... Mă rog, e posibil să fiu greșit. Nu am deprimit, că nu de așa deprimit sarcina. Discuția a pornit de la o consemnare din procesul verbal în care se spunea, în momentul când eu am propus dezbaterea unor amendamente la bugetul Consiliului Județean, aceste amendamente nu au fost supuse dezbaterii, așa cum cere legea, ci au fost supuse direct votului. Și există o consemnare acolo, ca și cum s-ar fi cerut o dezbatere suplimentară. Nu era vorba de o dezbatere suplimentară, ci era vorba de pur și simplu dezbaterea unor amendamente. S-a trecut peste acest pas, pe care îl consider un lucru important, nu este doar pe formă, ci este un element care viciază procesul de adoptare a unei hotărâri de Consiliul Județean. De aceea a apărut discuția. Propunerea mea este să amânăm votarea procesului verbal, până să lămuresc lucrul și în săptămâna, în ședința următoare, având toate elementele la dispoziție și mai multă transparență, poate până atunci, vom putea vota în cunoștință de cauză și să adoptăm procesul verbal care a fost întocmit sau în forma în care va fi atunci. Da, mulțumesc, domnule consilier Bostan. Domnul și domnul consilier, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă aduc la cunoștință că acest proces verbal a fost supus să dezbatere în Comisia Juridică. Deci a fost prezentat în Comisia Juridică. Mulțumesc, domnul consilier. Doamnelor și domnilor consilieri, supun spre aprobare prin... S-a spus, domnule președinte. Cum adică a fost prezentat? Supun spre aprobare prin Comisia Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Procesul verbal, iertați. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivit. Dacă se abține cineva. Cu majoritate de voturi, procesul verbal al ședinței din ordinare, în data de 15 februarie 2018, a fost adoptat. Doamne și domnul consilier, în proiectul ordinii de ședinței de astăzi sunt descrise următoarele proiecte. La punctul 1, din respect pentru cetățenii județului Vrancea, pentru lege, am dispus inserarea în proiectul ordinii de zi a proiectului prin deliberare din funcții a președintelui Consiliului Județean Vrancea, Marian Optești. Sigur, proiectul este inițiat de grupul consilierilor Partidului Național Liberal. Punctul al doilea, proiectul de hotărâre prin stabilirea prețului mediu pentru tona de masă verde obținută de pe suprafețe cu pășuni, respectiv fânețe permanente din județul Vrancea pe anul 2018. La punctul al treilea, avem proiectul de hotărâre prin transformarea unui post din statul de funcție al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea. La punctul al patrulea, avem proiectul de hotărâre prin neexercitarea dreptului de preemptiune a imobilului Monument Istoric Casa Sclavone. La punctul al cincilea, avem neexercitarea dreptului de preemptiune la vânzarea imobilului Monument Istoric Casă din orașul Focșan, strada Cernei, numărul 35. La punctul al șaselea, avem proiectul de hotărâre privind nou plan de restructurare a Municipiului Dobești și aprobarea planului județean de dezinstituționalizare a unui număr de 68 de beneficiari de rezidenți în cadrul Municipiului Dobești, județul Vrancea. La punctul al șaptelea, avem aprobarea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a unui proiect spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea restructurării Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Otopești și a dezvoltării cu 7 locuințe protejate și a 3 centre de zi pentru persoanele adulte cu dizabilități instituționalizate sau din comunitate. La punctul al 8-lea, avem proiectul de hotărâre prin transformarea unor posturi din statul de funcții la aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea. La punctul al 9-lea avem actualizarea devizului general al indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții, porțile Vrancei, semnale de intrare în județul Vrancea. Doamnă și domnilor consilieri, înainte de a supune la vot ordinea de zi, vă aduc la cunoștință că după convocarea ședinței a fost înaintat de secretarul județului încă trei proiecte de hotărâre. Astfel, primul proiect privește aprobarea programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea pe anul 2018 pentru activități de tineret, non-profit de interes general din domeniile educație, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat și sport în condițiile prevăzute de legea numărul 350 din 2 decembrie 2005. Urgența acestui proiect este motivată de prevederile articolului 15 aliniatul 1 din legea numărul 350/2005, potrivit cărora autoritățile finanțatoare stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile în care se cuprinde monitorul oficial al României în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autorității finanțatoare. Doamnă și domnilor consilieri, supun la pus în punerea pe ordinea de zi a proiectului menționat la punctul numărul 10. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, acest aspect a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Al doilea proiect se referă la clarificarea anexelor numărul 1 și 2 la hotărârea Consiliului Județean Vrancea, numărul 12 din 15 februarie 2018, privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru traseele din cadrul programului Județean de Transport Public de Persoane prin curse regulate. În perioada 2014-2019, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean, numărul 105, 19 octombrie 2013. Domnule și domnilor consilieri, urgența acestui proiect rezidă din faptul că ne aflăm în procedură de încheiere a actelor adiționale la contractele de delegare a serviciilor de transport public, astfel fiind necesară clarificarea oricăror aspecte interpretate. Domnule și domnilor consilieri, supun votului dumneavoastră includerea pe ordinea de zi a proiectului numit mai sus la punctul numărul 11. Cine este pe? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Domnilor și domnilor consilieri, proiectul a fost inclus pe proiectul ordinii de zi cu unanimitate de voturi. Al treilea proiect propus este aprobarea organigramei statului de funcții și numărul de personal la Direcția Generală de Asistență Socială, Direcția Protecția Copilului Vrancea. Acest proiect vizează preluarea în organigramă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, acelor două de posturi, aferente căminului de bătrâni Mărășești, care trebuie operat în 30 de zile de la data adoptării hotărârii Consiliului Județean numărul 18 din 15 februarie 2018. Doamne și domnilor consilieri, supun la vot includerea pe ordinea de zi a proiectului numit mai sus la punctul numărul 12. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul a fost inclus pe ordinea de zi, după proiectul ordinii de zi, pe mai multe date de vot. Doamnelor și domnilor consilieri, supun la vot proiectul ordinii de zi în integralitatea sa. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, precizez că toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, inclusiv cele cu care a fost suplimentată ordinea de zi, pot fi dezbătute, deoarece au fost întocmite rapoartele compartimentelor de specialitate, avizele Comisiei de Specialitate ale Consiliului Județean Vrancea, care au fost depuse la secretarul județului. Doamnă și domnul consilier, vă rog să-mi permiteți să intrăm în dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi. La punctul numărul 1, avem proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcția președintelui Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Oprescu. Doamnă și domnilor consilieri, au primit toți proiectul de hotărâre, ce am constatat că acesta nu este avizat de legalitate de secretarul județului. Motiv pentru care îi voi da cuvântul doamnei secretar pentru a ne oferi explicațiile necesare. Vă rog, doamna secretară. Domnule președinte, doamnă consilieri, secretarul județului nu a avizat de legalitate proiectul de hotărâre de la punctul 1. Motivată de faptul că acesta nu întrunește condițiile prevăzute de lege pe fond pentru a putea fi dezbătut. Chiar dacă procedural a îndeplinit condiția depunerii de către o treime din Consiliul Județean de consilieri, nu este suficient pentru ca acest proiect să se dezbată și să intre pe
să intre în dezbaterea dumneavoastră. După cum știți, potrivit legii, nu sunteți obligați să țineți cont de avizul de legalitate al secretarului, dar în aceste condiții, în cazul în care secretarul își nu avizează de legalitate, întreaga răspundere juridică a actului administrativ în cazul în care se adoptă va aparține dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri. Așa cum am scris și pe proiectul de hotărâre, motivul pentru care nu am acordat aviz de legalitate proiectului... Vă rog să dați citire raportului. Da, asta și aveam de gând. Este faptul că a fost, nu au fost întâlnite condițiile prevăzute de articolul 69 din legea 393/2004, supărășilor locali, și nici condițiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean. Cu permisiunea dumneavoastră, o să dau citire raportului de nelegalitate. O să reiau și anume. Proiectul de hotărâre, așa cum am spus, a fost propus în condițiile articolului 101 alinea 3 din legea 215/2001 a instanței publice locale republicată, fiind depus sub semnătura cel puțin o treime dintre consilieri județeni în funcție, putând fi introdus pe ordinea de zi a primei ședințe ordinare a Consiliului Județean. În ceea ce privește motivarea propunerii de eliberare din funcție a președintelui Consiliului Județean, se arată în raport că sunt enumerate expres și limitativ în articolul 69 alineat 4 din legea 393/2004, statutul aleșilor locali, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un asemenea proiect, și anume, eliberarea din funcție poate fi făcută numai pentru abateri grave și repetate, săvârșite în exercitarea mandatului, sub condiția înaintării dovezii că președintele Consiliului Județean a încălcat Constituția, celelalte legi ale țării, sau a prejudiciat interesele unității administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială. La eliberarea din funcție se aplică în mod corespunzător prevederile legii 215/2001 cu modificările și completările ulterioare. Vă doresc să mai completez un lucru care nu se regăsește în acest raport, și anume prevederea din regulamentul de organizare și funcționare al dumneavoastră ca autoritate deliberativă, în care se specifică clar că dovada încălcării, abaterile grave și dovada încălcării legii și Constituției o reprezintă o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă care să stipuleze acest lucru. După cum cunoașteți, documentul, proiectul de hotărâre care v-a fost înaintat tuturor, nu are decât o notă de fundamentare, fără niciun fel de document în spate care să susțină și care să îndeplinească cerințele legii și ale regulamentului de organizare și funcționare. Analizând expunerea de motive care a stat la baza fundamentării proiectului de hotărâre privind propunerea de eliberare din funcția președintelui Consiliului Județean Vrancea și analizând prevederile legale în vigoare, s-a constatat că sunt enumerate o serie de articole care reglementează activitatea ordonatorului principal de credite din legea numărul 215/2001, formulate în mod generic, nefiind atașată, cum am mai spus, nicio dovadă privind încălcarea legii, nici o fel de hotărâre judecătorească care să statuiesc acest lucru. Colegii mei au preluat în acest raport, inclusiv din fundamentarea pe care domnii consilieri, inițiatorii proiectului le-au trecut în motivarea dumnealor. Un prim motiv se referă la faptul că președintele Consiliului Județean nu a răspuns până acum în fața Consiliului Județean de buna funcționare a administrației publice, schivându-se de la această atribuție. Observația este că inițiatorii nu au arătat prin ce modalitate s-a solicitat președintelui Consiliului Județean să dea explicații referitor la buna funcționare a administrației județene și prin ce document s-a constatat refuzul de a răspunde în fața Consiliului Județean. Un alt motiv invocat se referă la faptul că președintele Consiliului Județean nu a pus în aplicare legislația aferentă proiectelor referitoare la buget. Unele hotărâri de Consiliul Județean au fost ignorate, iar o serie de proiecte ale consilierilor PNL au fost amânate din motive nefondate. Observație. Nu se indică în fundamentare ce constă nepunerea în aplicare actelor normative și administrative, ce articole din Constituție, legea bugetului de stat sau legea finanțelor publice au fost încălcate și reiterez faptul nu a fost depus nicio hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă, care să constate că președintele Consiliului Județean a încălcat Constituția sau una dintre legi. Referitor la proiectele de hotărâre propuse de grupul PNL, detaliem. Proiect privind propunerea privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autoturismele din dotarea Consiliului Județean Vrancea. Această propunere a fost analizată de aparatul de specialitate, punctul de vedere fiind comunicat consilierilor PNL prin adresa numărul, nu-i mai dau citire, din 2016,
și în care se preciza faptul că hotărârea Consiliului Județean numărul 24 din 2010, la care se făcea trimitere în propunere, și-a încetat aplicabilitatea, conform articolului 2 din HCJ 24/2010, hotărârea atașată în copie la adresa de răspuns. S-a constatat că după ce s-a primit adresa de răspuns, grupul consilierilor PNL nu a mai revenit asupra proiectului inițial de hotărâre. Proiect privind solicitarea, privind deschiderea unei linii de finanțare în perioada următoare, și anume apelul de proiecte 2.1b, incubatoare de afaceri, din cadrul axei prioritate 2, îmbunătățirea calității IMM-urilor, prioritatea de investiții 2.1, promovarea spiritului antreprenorial. Această propunere a fost analizată de aparatul de specialitate, punctul de vedere fiind comunicat consilierilor PNL, în aceasta precizându-se că pentru a depune un astfel de proiect este necesar să demonstra în prealabil oportunitatea investiției și a fi identificate sumele necesare cofinanțării și sustenabilității bugetului județului. De asemenea, s-a arătat faptul că inițierea respectivului demers ar presupune identificarea unui imobil corespunzător, cercetarea pieței cu privire la necesitatea unor astfel de servicii, elaborarea unui plan de afaceri, etc. S-a mai arătat faptul că din informațiile culese referitor la cazuri similare finanțate prin FARE și POR 2017-2013, a rezultat că acestea nu și-au atins scopul. Față de constatările cuprinse în adresa de răspuns, consilierii PNL nu au mai solicitat introducerea proiectului în dezbatere. Proiect privind solicitarea privind modificarea denumirii stadionului Tineretului din strada cu zavodul numărul 61, denumirea Stadion Viorel Ion. Precizăm că la acest moment aparatul de specialitate a întocmit proiectul de hotărâre, însă pentru a putea fi supus dezbaterii, potrivit OG 63/2002, sunt necesare avizul Consiliului Local al Municipiului Focșani și cel al Comisiei de Atribuire de Denumiri Județeană Vrancea din cadrul instituției prefectului județul Vrancea. S-a constatat faptul că deși cele două autorități, instituții, au fost notificate de Consiliul Județean în sensul avizării încă din luna septembrie 2017, la data redactării prezentei, procedurile de avizare sunt încă în dezbatere. Proiectul privind solicitarea, privind întreprinderea unor demersuri pentru suspendarea modificărilor codului fiscal. Această solicitare a primit răspuns din partea Consiliului Județean Vrancea în 30.1.2018. În respectiva adresă au fost dezbătute pe larg argumentele pentru care nu s-a dat curs solicitării. Sintetizând aceste argumente, s-a arătat faptul că prerogativa adoptării unor acte normative cu aplicabilitate la nivel național nu aparține Consiliilor Județene ca organe ale administrației publice locale, ci Parlamentului și autorităților administrației publice centrale. Se constată de asemenea faptul că după ce s-a primit adresa de răspuns, inițiatorii nu au mai reiterat solicitarea. Proiect privind solicitarea de revocare a hotărârilor Consiliului Județean numărul 273 din 2017 și 3/2018 privind transmiterea solicitării de trecere a suprafețelor de 5 hectare și respectiv 6,2 hectare din extrabilanul municipiului Focșani, din domeniul public al Focșanului, în domeniul public al județului, în vederea construirii Spitalului Județean. S-a constatat de asemenea faptul că tot ce s-a primit adresa de răspuns, inițiatorii au renunțat la înscrierea proiectului pe ordinea de zi. În ceea ce privește restul propunerilor formulate de grupul de consilieri PNL, arătând că acestea au făcut obiectul dezbaterilor în cadrul ședințelor autorității deliberative și ori au fost respinse, ori au fost adoptate și duse la îndeplinire de aparatul tehnic de specialitate. Dorim să reținem că cvorumul de adoptare a hotărârilor este stabilit prin lege, nerelevantă fiind ponderea mandatelor unui partid politic, decizia administrativă devenind obligatorie doar în cazul în care se materializează un act administrativ adoptat potrivit legii. Al treilea motiv din fundamentare. Președintele Consiliului Județean nu mai conduce decât foarte rar ședințele Consiliului Județean Vrancea și sau activitatea din Consiliul Județean. Observație. Potrivit articolului 96 din legea 215/2001 republicată, ședințele Consiliului sunt conduse de președinte sau în lipsa acestuia, de vicepreședintele desemnat în condițiile articolului 107. Am citat din lege. Ca atare. Este evident că din perspectiva atribuțiilor prevăzute de actele în vigoare, președintele Consiliului Județean nu are doar atributul conducerii ședințelor publice ale autorității deliberative, ci mai ales competențe executive. Legiuitorul reglementând expres posibilitatea înlocuirii acestuia ori de câte ori este nevoie de unul dintre vicepreședinți. Ori această posibilitate legală nu este prevăzută și în cazul consilierilor județeni, activitatea acestuia neputând fi tratată similar. Mai mult arătăm că singura sancțiune prevăzută de lege cu privire la lipsa de la ședințele Consiliului Județean este cea care se aplică consilierilor în funcție și nu președintelui Consiliului Județean
și care se referă la absența nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive, situație în care nu se regăsește domnul președinte Marian Oprișan, întrucât la secretarul județului există depuse justificările punctuale pentru fiecare absență în parte. Mai mult, analizând listele de prezență a consilierilor județeni în funcție pe anul 2017 și anul în curs, până la această dată, cu excepția ședinței de astăzi, s-a constatat că niciun ales local nu îndeplinește condițiile prevăzute de art 9 din legea 393/2004, cel pe care l-am citat mai sus, deși există consilieri județeni care au un număr considerabil de absențe nemotivate potrivit legii. Cele mai reprezentative cazuri sunt domnul consilier Lungu Paul Andrei, 15 ședințe, din care 7 ordinare, domnul consilier Purdușa Ovidiu, 11 ședințe, din care 2 ordinare, domnul consilier Oprea Ion, 9 ședințe, din care 4 ordinare. Un alt motiv se referă, în precizat, reluat în fundamentare, se referă la rapoartele cu privire la pe care președintele ar fi trebuit să le înainteze cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor sale și a hotărârilor Consiliului Județean și care se susține că n-ar fi publice pe site-ul Consiliului Județean Vrancea, acest lucru susținând inițiatorii contravenind legislației în vigoare. Observați. În conformitate cu prevederile articolului 104, alineatul 3 litera B din legea 215/2001, citez, președintele Consiliului Județean prezintă Consiliului Județean anual sau la cerere rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor sale și a hotărârilor Consiliului Județean. Față de această prevedere, menționăm că președintele Consiliului Județean a prezentat Consiliului ședința din luna mai 2017 raportul de activitate de anul 2016, acesta fiind adus la cunoștința Consiliilor Județeni și publicat pe site-ul oficial al Consiliului Județean la rubrica dedicată Consiliilor Județeni, calitate pe care președintele nu a pierdut-o. Motivul 5. Președintele Consiliului Județean Vrancea nu și-a exercitat echidistant și cu bună credință, obiectiv, funcția de ordonator principal de credite și cea de responsabil cu întocmirea proiectului bugetului, alocând discreționar sumele din buget. Observație. Președintele Consiliului Județean nu poate aloca sume din buget. Subliniez. Acest atribut aparține exclusiv forului deliberativ care, prin vot, decide destinația sumelor din buget. Deci, nu se poate reține încălcarea dispozițiilor legale privind aprobarea bugetului de către ordonator prin dispoziție și nu de către forul deliberativ prin hotărâre. Pe fond, arătăm că propunerile de alocare a sumelor în cadrul capitolelor bugetare se fac fundamentat în baza propunerilor direcțiilor de specialitate ale Consiliului Județean, atât pe secțiunea de funcționare, cât și pe secțiunea de cheltuieli. La fundamentarea bugetului s-a ținut cont de angajamentele asumate prin strategia de dezvoltare a județului, aprobată de forul deliberativ, în vederea realizării efective de investiții, în scopul realizării listei de acțiuni propuse și aprobată în condițiile legii și pentru buna funcționare a aparatelor administrative, atât de la nivelul Consiliului, cât și a instituțiilor subordonate. Nu există funduri alocate și propuse spre aprobare autorității deliberative, fără ca acestea să fi fost justificate prealabil prin referate de către direcțiile de specialitate care răspund pentru propunerile formulate, potrivit articolului 128 din legea 215/2001. Atât întocmirea proiectului de buget al județului, cât și alocarea sumelor către unitățile administrativ-teritoriale din județ au fost făcute cu respectarea dispozițiilor legale în materie. Regimul juridic al sumelor alocate de consiliile județene către OAT-urile din județ este prevăzut de legea 273/2006 a finanțelor publice locale, care prin articolul 6, articolul 32 și articolul 33 dispune că o parte din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sunt alocate bugetelor județului, un procent din aceste sume fiind distribuit prin hotărârea Consiliului Județean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și sau de capital, în ordine cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. În vederea repartizării sumelor, Consiliile Județene au în vedere solicitări și fundamentări scrise ale tuturor OAT-urilor din cadrul județului, formulate, subliniez, pentru acordarea de sume pentru achitarea arieratelor, pe cum și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. În urma acestor solicitări, luând în considerare și alte criterii prevăzute expres de lege, repet, vechimea arieratelor, gradul de colectare al impozitelor, numărul de locuitori, etc.,
și având în vedere sumele alocate bugetului județului de la bugetul de stat, a fost fundamentată de către Direcția Economică din cadrul CJ lista de priorități pentru repartizarea sumelor pe localitățile județului. Relievăm că lista de acțiuni pe 2017-2018 a Consiliului Județean nu se regăsesc evenimente de genul Revelion sau spectacole de divertisment. Ca notă, Consiliul Județean este proprietarul mărcii Festivalul Internațional al Vinii și Vinului Bacchus, sub egida căreia s-a organizat în anul 2017 concursul național de vinuri, acțiune aprobată de asemenea de forul deliberativ în condițiile legii. 6. Președintele Consiliului Județean Vrancea nu a coordonat și controlat realizarea activităților de investiții și reabilitare a infrastructurii județene. Observație. De la data preluării mandatului actual, președintele Consiliului Județean Vrancea a depus toate diligențele pentru atragerea de fonduri de la bugetul de stat și fonduri comunitare pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii județului, după cum urmează. Pentru PNDL au fost încheiate contracte de finanțare pentru următoarele obiective de investiții. Pot să le citesc pe toate? Sau... ele sunt destul de multe, le cunoașteți. În raport nu este suma totală, dar sunt hotărâri care au trecut de Consiliul Județean și, dacă doriți, sunt fiecare investiție în parte are valoarea comunicată și nu cred că este vreo problemă să se poată face un total. Pe lângă obiectivele de investiții mai sus, cele pe care le cunoașteți deja și pentru care au fost semnate deja contractele de finanțare cu MDRP, menționăm că mai sunt în curs de semnare încă 7 contracte vizând următoarele obiective de investiții: consolidare de pod Adjud Bacău, consolidare și reabilitare pod din beton cale ferată Adjud Bacău, construire pod peste pârâul Domoșița din satul Anghelești, comuna Lucinești, consolidare și reabilitare pod din beton pârâu Zăbala Nereju, construire pod din beton armat peste pârâul Alba Mărăști, modernizare DG241A, limite județ Galați, Feldioara, limite județ Bacău, reabilitare și modernizare DG205S, Focșan, Câmpinaca, Vârteșcoiu, Râmnicianca, intersecție DG205B. Pe lângă finanțarea obținută în cadrul PNDL, în urma demersurilor întreprinse de președintele Consiliului, a fost aprobată finanțarea 4 obiective de investiții în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, asta prioritatea RS 6, și anume bunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, prioritatea de investiții 6.1, stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TNT, inclusiv a nodurilor multimodale pentru regiunea de dezvoltare sud-est. Aceste obiective de investiții pentru care au fost deja semnate contractele de finanțare sunt, le cunoașteți, sunt 4, le voi da citire rapid: modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean Dumbrăveni și Capăt Podovești, Dumbrăveni, Bugești, Popești, Odobești, pentru implementarea proiectului se vor moderniza aproximativ 30 de km din drumul județean 205B și se vor reabilita și moderniza 7 poduri. Modernizarea infrastructurii rutiere Focșani, Golești, Vârteșcoi, Odobești, aproximativ 15 km se vor reabilita din drumul județean 205C plus 2 poduri. Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean Buzău, Poetin, Sihlea, Brăjița, Tâmbovești, Bordești cu colectivitate la TNT, aproximativ 23 de km de drum județean 202E vor fi reabilitați. Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean dintre localitățile Gologanu, Slobozia, Cioroș, Cotești, aproximativ 17 km de drum județean modernizat, deja 205R, care va asigura accesul locuitorilor pe rețeaua TNT. Ca atare, din expunerea de motive, rezultă că inițiatorii nu fac diferența și nu au făcut diferența între forul deliberativ, cei 33 de consilieri județeni, cu atribuțiile specifice conferite de legiuitor, și autoritatea executivă, președintele Consiliului Județean, care pune în executare hotărârile adoptate prin vot de autoritatea deliberativă. Față de cele expuse, completat de ceea ce am spus și înainte de a da citirea acestui raport, atât compartimentul de specialitate cât și secretarul județului a acordat aviz de nelegalitate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule secretar al județului.
doamna Raluca Dan. Obligația mea este să consult grupul inițiatorilor proiectului de eliberare din funcția președintelui Consiliului Județean. Dacă în condițiile raportului de legalitate vă mai mențineți proiectul în discuție. Vă rog, consilier. Da, dorim ca proiectul să rămână pe ordinea de zi și să fie dezbătut. Vă mulțumesc foarte mult. Da, știți că cereți un lucru ilegal. Da. Dacă țineți neapărat cum îmi spuneți, votăm, votăm. Vă rog, domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte. Vă aduc la conștiință faptul că și Comisia Juridică a dat aviz nefavorabil acestui proiect. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamne și domnilor consilieri, ce mă invitați. Conform legii 393, privind statutul oamenilor locali, hotărârea cu privire la eliberarea din funcția președintelui Consiliului Județean Vrancea se adoptă prin vot secret. Secretariatul tehnic a pregătit buletinele de vot pentru exprimarea votului secret și ca atare, comisia de validare să împartă buletinele de vot. Pe domnul președinte al comisiei de validare să împartă buletinele de vot. Nelegal. Lucrurile nu stau
stau tocmai așa. Cred că au mai fost puse în intenția noastră niște lucruri care noi nu le-am exprimat niciodată. Dar să luăm lucrurile pe rând. Unul din motivele invocate este că dumneavoastră lipsiți de la ședințele Consiliului Județean în repetate rânduri, delegând atribuțiunile de conducere a ședințelor vicepreședințelor. Dacă legea îngăduie acest lucru și pe bună dreptate, dumneavoastră ați făcut din această excepție o regulă care nu se justifică. De altfel, doamna secretar a documentat foarte bine și ne-a spus că absențele dumneavoastră au fost întotdeauna bine motivate. Dați-mi voie, permiteți-mi, vă predau cuvântul, permiteți-mi să mă întrerup puțin. Dați-mi voie să spun, deja au ajuns buletinele de vot la colegi, vă explic procedura de vot. Votul privind, vot pentru proiectul de hotărâre prin deliberare în funcția prezidentului Consiliului Județean Brancea, Marian Muntesa. Deci, cine este pentru? Deci, cine este pentru? Scrie da în dreptul căsuței pentru. Cine este împotrivă? Scrie da în dreptul căsuței împotrivă. Se exprimă opțiunea da sau nu în căsuțele aferente de pe buletinul de vot. Buletinul este foarte clar. Pentru. Nu cu X. Da? Da sau nu? Pentru vot împotrivă, căsuța împotrivă cu da, pentru vot pentru, căsuța cu pentru cu da. Conform regulamentului de organizare și funcționare, în buletinul de vot, pe buletinul de vot trebuie să reiască fără echivoc care este intenția inițiatorului. Buletinul de vot spune așa, vot pentru proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcția președintelui Consiliului Județean. Pentru căsuță unde dumneavoastră optați și spuneți dacă sunteți de acord sau nu și împotrivă unde optați și spuneți dacă sunteți de acord sau nu. Spre deosebire de alte proiecte de hotărâre, nu folosiți X, ci folosiți da și nu. Eu cred că am înțeles. Și cu precizarea pentru cei care nu au buletinele de vot unde nu se optează niciuna dintre variante, este considerat buletinul de vot. Îi lăsați să dezbatem.
Vă rog. După cum vă spuneam, în privința acestor absențe, poate doamna secretară a fost bine să le facă motivele absențelor atât de bine întemeiate, să le facă publice la timpul lor. Nu este nici târziu, nici de acum încolo, și cu ocazia asta fac și o solicitare ca să se prezinte aceste motivări ale absențelor de la începutul mandatului până astăzi și să devină o practică și de aici încolo. În privința... Da, vreau să mențineți liniștea. Domnul consilier, ceea ce spuneți dumneavoastră este oportunism total, din tot stat de vedere, și populism. Ca să fie foarte clar, lăsați-mă pace. Ca să fie foarte clar, trebuie deci, dumneavoastră, vreau să fac precizare. Dumneavoastră, și după aceea veți aprecia cum veți dori intervențiile consilier. Cu mine, v-am întrerupt, da? Cred că dumneavoastră m-ați întrerupt, dacă mi-amintesc bine. Noi, e dreptul meu să vă întrerup. Mi-ați dat cuvântul și deci, domnul Bostan, este dreptul meu să vă întrerup. Este și obligația afirmațiile să asigurați cadrul de dezbaterea unui proiect de hotărâre. Vă asigur, bineînțeles, dar puteți să vă opriți un pic. Mai și după aia vă redau cuvântul. Vă mulțumesc. Stimate domnule consilier, ceea ce spuneți dumneavoastră nu este trecută niciun text de lege. Așa că lăsați minciunile și dezinformarea. Vă rog, continuați. Ați mai dat încă un exemplu, domnule președinte, de felul cum înțelege să conduceți ședințele Consiliului Județean atunci când sunt când binevoiți să fiți prezent. Adică într-un mod discreționar, în disprețul legii, dar și în disprețul comunității pe care ar trebui să o conduceți altfel. Încă un motiv pentru care am propus acest lucru a fost împărțirea discreționară a banilor și a resurselor județului Vrancea. Doamna secretară a încercat să demonteze cu texte de lege aceasta. Din păcate, realitățile județului vă contrazic. Pentru că de fiecare dată ați ținut parte cu tot din adinsul să adânciți aceste discrepanțe și să faceți nedreptăți între localități și între comunități. Doamna secretară a tot spus că este atributul plenului Consiliului Județean ca autoritate deliberativă și că președintele nu ar avea nicio răspundere în acest sens. Nimic mai fals. Toate proiectele de hotărâri, ne referim în special la cele pe care privesc bugetul și anexele sale, sunt semnate de un inițiator, care a fost președintele Consiliului Județean Vrancea. Chiar dacă propunerile provin de la instituții subordonate Consiliului Județean și la direcție de specialitate, toate lucrează sub comanda președintelui Consiliului Județean, care nu se poate deroba de această răspundere. Tot ce este scris acolo până la ultima virgulă și până la ultima cifră, poartă răspunderea și semnătura președintelui Consiliului Județean, care nu poate pretinde acum că nu are răspundere în această privință. Are întreaga răspundere. Ca inițiator. Chiar dacă plenul după aceea a votat și a consfințit prin vot acele cifre, care în multe cazuri au fost nedrepte și au adus mari lipsuri în dezvoltarea județului nostru. De asemenea, în mai multe rânduri, prin felul cum au fost locate resursele județului, s-a intrat în coliziune, să zic așa, cu unele dintre ideile strategiei de dezvoltare a județului, care de asemenea este un document foarte important adoptat de Consiliul Județean. Am arătat și de fiecare dată când a fost cazul și când au fost asemenea proiecte de hotărâri aceste neajunsuri ale activității președintelui Consiliului Județean, dar prin felul cum s-au produs ședința și ulterior prin votul dumneavoastră, domnilor colegi, s-a trecut peste aceste lucruri. Un alt motiv peste care se trece cu ușurință este nerealizarea la termen a proiectelor importante derulate de Consiliul Județean. Știți foarte bine că avem un proiect important care este mare întârziere privind sistemul integrat de management al deșeurilor și chiar dacă în extreme s-au reușit salvarea cumva a proiectului, prejudicii județului s-au adus pentru că în momentul de față, în acest moment în care noi purtăm această discuție, ar fi trebuit să avem funcțional un sistem integrat de managementul al deșeurilor. Faptul că sistemul nu este funcțional aduce prejudicii de mediu imense și aproape imposibil de îndreptat în termen real și într-un orizont de timp rezonabil. Aceasta, într-adevăr, afectează județul nostru și dezvoltarea județului. Și sunt lucruri care nu mai pot fi îndreptate. Dar noi preferăm, sau majoritatea
care se exprimă în Consiliul Județean, preferă să nu trateze cu seriozitate aceste probleme și să trecem peste ele. Faptul că noi trecem peste ele nu înseamnă că ele nu există. De asemenea, tot la, pentru acest motiv, mai avem o argumente. Vă dau doar un exemplu. Proiectul atât de dezbătut privind Crâncul Petrești. Este sigur că a adus un prejudiciu în bugetul Consiliului Județean, pentru că a fost pornit de la început în termen nerezonabil și cu un orizont de timp foarte strâns ca termen de realizare, lucru care unii consilieri l-au arătat în acel moment, s-a preferat să se meargă înainte, deși șansele de a fi executat contractul de finanțare așa cum trebuie, erau de la început foarte slabe. Nu, s-a mers înainte. Și pagubă există în bugetul Consiliului Județean. Sunt bani mulți, sunt milioane, care erau atât de necesare în alte locuri și în alte capitole bugetare. Domnul consilier, vă atrag atenția asupra modului de exprimare. Pagubă și prejudiciu înseamnă infracțiune și închisoare. Deci limitați-vă la un limbaj cât se poate de concret și corect. Dumneavoastră nu puteți să cenzurați felul în care vorbesc. Ba da, atenția că dumneavoastră ca președinte și ca președinte de ședință ați folosit. Deci domnul Bostan, domnul Bostan, dacă mai vorbiți peste mine, atunci când eu vă întrerup, conform regulamentului, o să vă evacuez din sală. Îmi pare rău, cred că dumneavoastră m-ați întrerupt pe mine. Nu, eu am dreptul, conform regulamentului, să vă întrerup. Dumneavoastră abuzați de regulament și... Nu abuzați de niciun regulament. Atunci regulamentul este regulament. Îmi dispun realitățile. Dar nu mai vorbiți aici de prejudiciu și de pagubă. Am dreptul și am datoria să vorbesc despre orice... Sunteți un mincinos, asta sunteți. Mai departe. Iată, încă un motiv pentru care dumneavoastră nu trebuie să mai fiți președintele Consiliului Județean. Nu mă obligă nimeni, domnule consilier, să ascultați. Puteți să nu ascultați. Nu v-a dus nimeni cu forța în această sală. Sunteți în campanie? Vorbim despre adevăr. Și am libertatea să vorbesc ceea ce gândesc și nu să fiu cenzurat nici de președinte și nici de niciunii dintre dumneavoastră. Deci, domnul consilier Bostan, da, conform regulamentului Consiliului Județean, în acest moment vă chem la ordine. Veniți până la mine, vă. Domnule președinte, dumneavoastră insinuați... Deci, conform regulamentului Consiliului Județean. Nu. Conform regulamentului Consiliului Județean. Un abuz în ceea ce privește. Acuma la ordine înseamnă să vină în fața dumneavoastră acolo. E o chestiune care ține de altă. Bun. Tot conform regulamentului Consiliului Județean. Da. Solicit plenului Consiliului Județean să aprobăm să-i luăm cuvântul domnului consilier Bostan și să-i dăm altui coleg. Ce este pentru? Dacă este cineva președinte. Nici o majoritate. De niciun form deliberativ. E conform regulamentului, domnule. Deci în această ședință nu mai pot. În această ședință eu am dreptul să vorbesc, chiar de ar fi singurul care aș fi de acord cu ceea ce spun. În ședința de asta nu mai puteți vorbi. Nu mai puteți vorbi în ședință. Domnul secretar, vă rog. Nu mai abuzați atâta. Domnule președinte, doamne consilier. La regulamentul de organizare și funcționare care este realizat după legea 393/2004 statutoare și lor locali, spune așa, articolul 71, alinea 4. La prima abatere, președintele Consiliului Județean atrage atenția consilierilor județeni în curpă și ne invită să respecte regulamentul. Consilierii județeni care ne socotesc avertizmentul și invitația președintului și continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă mult grav, chiar pentru prima dată dispozițiile regulamentului, vor fi chemați la ordine. Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către președinte să-și retragă sau să explice cuvântul expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii. Dacă expresia întrebuințată a fost retransportată, explicațiile date sunt apreciate de președintele Consiliului Județean ca satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică. În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier județean continuă să se abată de la regulament, președintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absența nemotivată de la ședință. Mulțumesc. Da, aveți observații. Da, dumneavoastră nu mai aveți cuvântul. Am cuvântul în continuare. Nu mai aveți cuvântul. Ceea ce invocă doamna secretar și a citit corect de regulament. Domnul Bostan, dumneavoastră nu mai aveți cuvântul. Nu este aplicabil, domnul președinte. Da, rog. Care e abaterea să vă cita? Prefer la abaterea. Care e abaterea să vă cita? Dar de ce vorbiți de întrebat, domnule? Pentru că abuzați de funcție.
aceea vorbesc. Nu puteți să respectați regulamentul Consiliului Județean. Noi respect regulamentul, domnule. Nu apreciați, domnule. Trebuie să dovediți contrariul. Dacă nu vă convine susținerile făcute colegul meu, replicați în mod corespunzător. Nu este adevărat că e simplu. Aici nu e la piață, domnul Irimianu. Aici e dezbatere. Știți ce înseamnă dezbaterea? Domnul, colegii noștri prezintă un punct de vedere, dumneavoastră dați o replică. Domnul Irimianu, dumneavoastră în acest moment sunteți în afara regulamentului pentru că nu v-am dat cuvântul. Încet, încet, trebuie să rămâne singurul văd că în interiorul regulamentului, așa cum îl înțelegeți dumneavoastră, domnule președinte. Dar nu citați dumneavoastră regulamentul, domnule președinte. Ședința, aveți posibilitatea să dați cuvântul. Doamne, nu puteți vorbi să vreți dumneavoastră în ședința. Vreau să vă rupeți pe nimeni. Eu consider că eu sunt cel întrerup și că dumneavoastră să dați regulamentul. Să vă asculte la nesfârșit din acest punct de vedere. Cred că nu este nimeni obligat, nu a fost adus nimeni cu forța în această sală. Bineînțeles că nimeni nu este obligat. Decât dacă înțelege să-și asume obligațiile de consilier județean și de ales ce e atât de greu de priceput. Vă rog să faceți apreciere. Da, vă rog să le eliminați din sală, cum secretariatul a anunțat baza și să le eliminați din sală. Cred că dumneavoastră sunteți cel care ar trebui eliminat din acel scaun. Și s-ar putea, într-un viitor previzibil, să eliminați pe toți, să rămâneți singur aici, poate. Așa v-ar plăcea mai mult să vorbim. Deci, dumneavoastră, nu mai aveți cuvânt. Altcineva nu am cuvânt, dorește să vorbească cu acest cuvânt. Eu am cuvânt în zonă. Cere și eu mă frumos. Da, aveți cuvânt. Chiar și voi termina. Chiar după ce voi termina, nu durează foarte mult. Și nu mi-a face orice fel de apreciere. Nu sunt întrebări. Să vă dați toate explicații. Termine afară. Doamnelor și domnilor consilieri, dacă mai vrea cineva să ia cuvântul pe acest subiect, vă rog. Pe acest subiect am terminat cuvântul, domnule președinte, pentru că m-ați întrerupt. Dumneavoastră nu mai aveți cuvântul că vi l-a luat Consiliul Județean prin hotărâre. Vă rog să le eliberați din sală pe domnul. Vă rog același lucru, să părăsiți sala. Spune la domnul președinte, expres că trebuie să rezolvați cu forța legii. Deci, vă rog, domnule consilier Bostan, conform hotărârii Consiliului Județean și a regulamentului Consiliului Județean, să părăsiți sala. Conform regulamentul și de la secretar, nu ați îndeplinit toți pașii procedurali. Domnul! Nu ați îndeplinit, domnul președinte. Dumneavoastră iar sunteți în afară regulamentului. Dar nu ați nu v-am dat cuvântul. Și nu ați respectat pașii procedurali. Ce e mai grav? În calitate de președinte CJ să nu respecte regulamentul sau în calitate de consilier județean sau nu peste dumneavoastră? Ce e mai grav? Eu sunt în litera și spiritul regulamentului, domnule consilier. Spiritul regulamentului. Exact. Mai devreme am aflat că nu avem nicio putere de decizie. Domnul consilier Diaconu, nu este vorba despre dumneavoastră, v-ați dat atenția. Abuz de ce? Abuz de lege? Abuz de funcție. Abuz de regulament? N-ați respectat pașii procedurali. I-aș cerut colegului să-și retragă cuvântul. Domnul consilier Crescu, vă rog dacă aveți ceva de spus. Domnule președinte, nu s-a ajuns la o situație extraordinară dintr-un nimic din punctul meu de vedere. Nu s-au proliferat jigniri, nu a fost jigniri, pur și simplu colegul meu și-a exprimat. Domnul Crescu, prejudiciu, știți ce înseamnă prejudiciu? Da, domnul președinte, pentru că tocmai deci, l-am prejudiciu constatat și de la Curtea de Conturi. Nu, nu, prejudiciu. Ei au dreptul ăsta? Nu, nu au așa. Nici ei nu au dreptul. Nu, ei au dreptul. Cine are dreptul nu, să nu constate? Când se constată prejudicii, da, când se constată prejudicii, se sesizează procuratura și procuratura vine în natură și face dosar. Deci, la Consiliul Județean nu a fost constatat niciun prejudiciu, domnul Crețu. Ok, să spunem deci, prejudiciu este o chestiune, da, obligatorie, în ceea ce privește infracțiunea de rezultat, dacă știți codul penal. Deci, ceea ce a făcut domnul consilier Bostan este o jignire fără margini, o calomnie la adresa Consiliului Județean, la adresa conducerii Consiliului Județean. Și am dreptul să-i cer, conform regulamentului, să-și retragă calomnia respectivă.
pentru că nu și-a retrasul, am folosit formula legală din regulament și am urmărit pașii prin care domnia sa să fie eliminat din sală. Nu i-aș cerut asta. A avut o exprimare nefericită, dacă spuneți că, într-adevăr, a fost jignit în halul ăsta. Dar de aici până la a evacua din sală, chemând forțele de ordine, mi se pare... Deci, domnul Bostan, înțelegeți să vă retrageți chestiunea? Vă rog. Domnul președinte. Da, înțelegeți să vă retrageți chestiunea? Domnul președinte, eu nu am făcut aici un denunț și nu am făcut o acuzație care ține de sfera penalului ceea ce susțineți. Nu ați spus că am prejudiciat bugetul Consiliului Județean. Asta ați spus. Nu. Sunt localități care sunt prejudiciate prin felul cum a fost adoptat bugetul. Eu sunt consiliul să vedea la bugetul. Eu am pentru voi, ascultați cu atenție. De exemplu, mă refeream când am fost întrebat la cuvântul nostru cu Crâncu. Noi am suportat o pagubă acolo. Da, domnul Bostan, haideți că vi s-a retras cuvântul prin hotărârea plenului Consiliului Județean. Domnul Diacon, ceea ce este o acuză. Vă fac eu precizare. Sper că în conformitate cu legea. Vă rog. Prin faptul că am pierdut cele 17 milioane din fondurile europene, am lezat interesele comunităților locale sau județene, deoarece această sumă se putea folosi pentru reabilitarea unor drumuri sau pentru alte investiții. Acesta este termenul care se regăsește și în lege. Lezare intereselor comunităților locale sau lezare intereselor cetățenilor din județul Brașov. Da, să știți, domnul așa consilier. Așa am să spună domnul... Am înțeles, dacă se exprima așa, era cu totul și totul altceva. Pe lege, stimate domnule consilier, stimate domnule consilier, dumneavoastră știți că ceea ce spuneți dumneavoastră, în contrapartidă, am reușit să atragem încă 400 de milioane de euro. Noi ne-am referit la proiectul Crâncu. Continuați, vă rog. Alte domnul spune. Mulțumesc. Alte comentarii dați mai sunt. Nu sunt. Mă sunt, domnule președinte. Vă rog. Dacă îmi permiteți, domnule președinte. Vreau să zic, domnul consilier, care a trecut și președinte. Dacă vreți să vă explic, sunt convins că... Permiteți? Vă rog. Da. Sunt convins că Liviu, colegul meu, nu celălalt Liviu, care a dat jos trei guverne în luna și două luni, se referea la... Este o plăcere să întrerupem. Deci, Liviu se referea la prezențele la ședințele ordinare din 5 iunie și până astăzi. Dacă le numărăm, o să vedeți că am 4 prezențe ordinare în fața dumneavoastră. Dar nu asta este problema. Haideți să, pentru că pare foarte rău că asistăm la un circ și, din păcate, nu câștigăm nimic. Să știți că întreaga echipa Consiliului Județean Vrancea și eu nu v-am auzit niciodată spună lucrul ăsta, că suntem o echipă aici. Din punctul meu de vedere, cred că această echipă trebuie să se rupte cu alte consilii județene din țară, pentru că este și președintele Uniunii Consiliului Județene din țară. Nu v-am auzit acest cuvânt sau acest apel. Haideți să vedem ce fac cei de la Suceava sau de la Brăila să fim înaintea lor. Din păcate, n-am auzit. Aș veni cu o propunere, tocmai pentru a ridica... Domnul Dujan, vă opresc din nou. Eu pe ce v-am sus. Deci vă opresc din nou. Deci vă rog să nu mai dezinformați opinia publică așa. La capitolul alocării doar, în PNDL numărul 2, județul Vrancea este al doilea județ din ierarhia județelor României ca și alocări. Punct. Vă rog să continuăm. Și de ce pleacă 80 de milioane de județ? Vă rog să continuăm. Okay. Deci vreau să vin cu o propunere, domnule președinte, stimați colegi, pentru că am zis că este o problemă în ceea ce privește prezența dumneavoastră, prezența mea sau celorlalți colegi. N-ați vrea să luăm exemplu celorlalte consilii județene din țară sau chiar consiliilor locale din județ? Haideți să facem un calendar provizoriu de desfășurare a acestor ședințe ordinare. Nu știu, haideți să vedem, nu știu, să propunem ultima zi de miercuri din calendarul lunii martie sau aprilie, să avem ședință ordinară. Cred că ar fi numai așa pentru toată lumea. Asta ar fi prima propunere. A doua propunere. Domnul consilier, puteți să veniți la ordinea de zi? Da. Aici se discută despre eliberarea din funcția președintelui Consiliului Județean. Mi-ați promit numele mai devreme. Trebuie să mă apă, dacă nu mă apă nimeni. Vă rog. Așa, a doua propunere. Putem
și-aș rog secretariatul Consiliului Județean Vrancea, putem avea o, nu știu, această invitație să o primim cu, nu neapărat cu 5 zile înainte cât spune legea, cu 8 zile, cu 10 zile, putem să primim această invitație? Domnul consilier, vă atrag atenția, veniți la ordinea de zi, vă rog. Atât vreau să vă spun, vă mulțumesc. Bine, mulțumesc. Domnul consilier Cristina Rimea, vă rog. Cu referire la susținerea doamnei secretar, pot să vă spun că președintele CJ poate fi eliberat în funcție și fără hotărâre judecătorească. Dacă două, trei din consilierii în funcție, decid acest lucru. Este foarte simplu. Susținerea că nu există o hotărâre judecătorească prin care președintele CJ ar fi încălcat ceva sau nu, este o chestiune adiacentă care poate sau nu poate avea legătură cu un astfel de proiect de hotărâre pus pe ordinea de zi. Mai mult, din același referat am aflat astăzi că președintele CJ nu are nicio putere în acest județ și în cadrul Consiliului Județean. El doar propune ce stabilește direcțiile de specialitate, ce stabilesc eventual consilierii PNL, nu ce stabilește. Nu este inițiator al atâtor proiecte de Consiliul Județean care au avut o finalitate despre care nu mai vorbesc acum. Noi ne referim în calitate de consilieri județeni și trebuie să ne referim mereu la dezvoltarea economică socială a județului, pentru că asta e cea mai importantă și criticile noastre din acest proiect de eliberare în funcția președintelui Consiliului Județean ține în ansamblu de aceste aspecte. Pentru că dezvoltarea socioeconomică a Vrancei are de suferit și a avut de suferit în ultimii 16-20 de ani de când ocupați această funcție, domnule președinte. Nu întâmplător, la recensământul din 2002, Focșani avea 101.000 locuitori, iar la cel din 2011, 73.000 de locuitori. Dacă focșenenii și vrâncenii pleacă din acest județ și în acest municipiu, pentru că avem un județ condus de dumneavoastră, care s-a dezvoltat între ghilimele economic și social, da, atunci avem o problemă și ar trebui să rămâneți în funcție, din punctul nostru de vedere. În rest, oamenii au puterea să judece dacă tot ceea ce am spus noi, cu alocarea discreționară de fonduri, cu cheltuielile exagerate pentru diverse evenimente în condiții în care suntem un județ sărac, și cu absențele dumneavoastră repetate de la ședințele ordinare și l-ați atacat incorrect pe colegul meu, Ovidiu Budușa. Ovidiu Budușa, care vine din Italia la fiecare ședință ordinară, are 4 prezențe în plus față dumneavoastră la ședințele ordinare. Atenție, nu la cele de comisie. Deci sunt aspecte în care ar trebui să tragă un semnal de alarmă tuturor și, dincolo de acest zâmbet al dumneavoastră pe care zău nu-l înțeleg, rămâne ca oamenii să judece în continuare. Luați acest proiect, indiferent dacă va trece sau nu va trece, ca o ghilimele de rigoare, o moțiune de cenzură, am spus cu ghilimele, împotriva modului în care dumneavoastră înțelege să vă faceți treaba din cultura de președinte al Consiliului Județean. Și rugămintea este să nu mai încercați să persiflați orice acțiune care vine din zona PNL. Vă reamintesc că, din păcate, în aproape 2 ani de mandat, nu ați chemat niciodată la consultări consilierii PNL pe marginea diverselor proiecte. Nu uitați că reprezentăm 55.000 de cetățeni care ne-au votat votul în 2016. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă mai există alte puncte de vedere, domnul consilier Bumbuian, vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, asistăm la o veritabilă politică, o veritabilă conferință de presă pe care colegii liberali le prezintă astăzi în Consiliul Județean. Probabil că dumnealor confundă sediul Consiliului Județean cu sediul PNL, unde ar trebui să țină asemenea conferințe de presă. Au uitat colegii noștri că odată ce cei 55.000 de cetățeni care i-au votat, i-au trimis în Consiliul Județean, din momentul în care s-a constituit Consiliul Județean, a trebuit să uităm de politică și să facem administrație în Consiliul Județean. Politica o facem la sediile de partid, nu în Consiliul Județean. Tot circul pe care îl faceți aici, mă duc cu gândul în anul 2006, când a fost aceeași tentativă de eliberare din funcția președintelui Consiliului Județean. Nu s-a reușit, dar ulterior, un coleg de-al dumneavoastră, binevoitor și amabil, s-a preocupat îndeaproape și a făcut toate demersurile ca președintelui Consiliului Județean, Marian Ocășan, să îi se întocmească un dosar penal. Dosar penal care s-a judecat în decursul a 10 ani și a fost finalizat prin achitarea președintelui Consiliului Județean, Marian Ocășan. Dacă toate aceste aspecte nu vă spun nimic, înseamnă, dragi colegi,
că ați alunecat foarte simplu și ușor în zona ridicolului. Vă rog frumos să vă gândiți și dumneavoastră și cetățenii municipiului Focșani și județului Vrancea asupra realizărilor care le-a reușit președintele Cobrișan de când se află în fruntea Consiliului Județean. Și v-aș aminti pe scurt câteva. Gara Focșani, Teatru Municipal, Denil 2D, Ateneul Popular, sediul Prefecturii Putna, Muzeul Unirii și Muzeul Vrancei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului cu toate centrele din județ, alimentarea cu apă a localităților din județul Vrancea. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dacă mai există observații, înțeleg că nu. Vă rog să votați, domnule consilier. Va fi o singură observație, dacă permiteți. Domnule Guguianu, când ați făcut ultima conferință de presă dumneavoastră la sediul PSD? Pentru că nu am văzut nicio conferință, cel puțin în ultimii doi ani. Mulțumesc. Erați plecat la hotelul la dumneavoastră. Haideți să terminăm cu abordările astea absolut ridicole. Vă rog, domnule. O să-i răspund domnului Burtușa, este adevărat, n-am făcut nicio conferință de presă la sediul PSD, în schimb am făcut foarte multe deplasări în județ, în toate în majoritatea localităților, cunosc foarte bine situația din multe localități. Dar dumneavoastră care locuiți în Italia, puteți spune cum vă preocupați de problemele cetățenilor din județul Vrancea? Da, haideți să terminăm cu această dispută, nu are sens. Vreți să vă răspundeți? Vă rog. Un scurt răspuns. Domnule, avem peste 70.000 de vrâncene care sunt plecați în străinătate. De ce vă deranjează un simplu consilier venit din diaspora aici în această? De ce vă deranjează așa? V-a întrebat altceva, domnul Burdușa, dar numai asta e important. Haideți să închidem. Am să vă răspund eu că ați întrebat de conferință de presă. Domnul Burdușa, nu am timp de conferință de presă la sediul Partidului Social Democrat. Știți de ce nu am timp? De cele mai multe ori, prefer ca și comunicarea să o fac direct și din mers. Pentru că în permanență sunt la Parlamentul Țării, în permanență sunt în contact cu miniștrii Guvernului României, în permanență lucrăm noi și toată administrația pentru a realiza, pentru a repara drumul de județeni și pentru a investi în modernizarea lor, pentru a face ceea ce este normal pentru cetățenii județului Vrancea. Da. Vă rog să votați. Da? Am votat să se rog președintele Comisiei de Validare. Rog președintele Comisiei de Validare și Comisia de Validare. Da, cuvântul domnului președinte al Comisiei de Validare să prezinte procesul verbal al urma votului secret la hotărârea privind eliberarea din funcție a președintelui al Consiliului Județean al domnului Marian. Domnule președinte, stimați colegi, după o oră și jumătate de dezbateri, Comisia de Validare a Consiliului Județean Vrancea, constituită în baza dispozițiilor articolului 89, indice 2 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,
a procedat la stabilirea rezultatului votului secret exprimat de consilierii județeni pentru proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcție a președintelui Consiliului Județean Vrancea Marian Oprișan, constatând următoarele. Persoane în funcție cu drept de vot 33, prezenți la vot 31, voturi valabile exprimate 31, voturi nule niciun. Având în vedere rezultatele obținute, Comisia de Validare declară că proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcția președintelui Consiliului Județean Vrancea Marian Oprișan a fost respins cu 20 de voturi din totalul de 31 valabile exprimate. Semnează membrii Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier Bucurean. Da, după o oră jumătate de pierdut timpul. Probabil că și colegii de la PNL vor înțelege care are aritmetica în Consiliul Județean Vrancea, pentru că e complicat să te gândești că 13 mai mare decât 20. Da, în sfârșit. Asta e viața. Și vă fac precizarea la modul cel mai sincer și vă spun foarte clar. Colegii majoritari care au chef să muncească și să facă administrație nu trebuie să suporte lipsa de respect și încălcările repetate ale regulamentului din partea colegilor minoritari. Ca să fie foarte clar și vă atrag atenția că de la următoarea ședință a Consiliului Județean s-a terminat. Nu mai ieșim din litera și spiritul regulamentului. Ca să fie foarte clar. Pentru toată lumea. Și dacă Consiliul Județean a votat să părăsești sala, atunci te ridici cu bun simț și părăsești sala. Nu trebuie să vină niciun organ de ordine să te scoată afară din sală. Haideți să trecem la ordinele noastre. Punctul numărul 2. Da. Ce anume? Nu, a fost votul secret. Haideți să, atunci să spunem foarte clar că, sigur că domnul Bucurean. Domnilor și domnilor consilieri, stimați invitați, proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcția președintelui Consiliului Județean Marian Oprișan a fost respins cu majoritate de voturi, cu o majoritate de 20 la 11 de plenul Consiliului Județean. Fapt pentru care vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 2. Proiectul de hotărâre prin stabilirea prețului mediu pentru tona de masă verde obținută de suprafețele cu pășuri, respectiv funețe permanente din județul Vrancea pe anul 2018. Dacă sunt observații cum ar fi acest proiect. Înțeleg că nu sunt spus aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Ce este plenul? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Domnilor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 3, avem proiectul de hotărâre prin transformarea unui post din statul de funcție al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Trance. Aveți observații pe marginea acestea. Înțeleg că nu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc, domnilor și domnilor consilieri. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de vot. La punctul numărul 4. Proiectul de hotărâre prin exercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului Monument Istoric Casa Sclavonă. Dacă aveți observații cum ați face. Înțeleg că nu supun spre aprobare proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Domnul și domnul consilier, vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. La punctul numărul 5. Avem proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului, monument istoric, casă din orașul Focșani, strada Cernei, numărul 35. Dacă sunt observații cu materiale acestui proiect, înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă. Dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, pentru care vă mulțumesc.
La punctul numărul 6, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea noului plan de restructurare a CITO Dobești și aprobarea planului județean de dezinstituționalizare a unui număr de 68 de beneficiari rezidenți în cadrul CITO Dobești județul Rahova. Dacă aveți observații cu acest proiect, înțeleg că nu supun spre aprobare până în Consiliul Județean proiectul de hotărâre, amintiți cine este pentru. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnul și domnul consilier, vă rog, mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. La punctul numărul 7, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a unui proiect spre finanțare prin Programul Operațional Regional în exercițiul financiar 2014-2020, în vederea restructurării Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Cotobești și a dezvoltării a 6 locuințe protejate și a 3 centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități instituționalizate sau din comunitate. Dacă există observații, comandării acestui proiect, înțeleg că nu sunt supus prea aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc, domnul și domnul consilier, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 8, avem proiectul de hotărâre prin transformarea unor posturi din statul de funcție al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea. Dacă există observații cum ar fi aceste proiecte, înțeleg că nu au fost prea aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Domnilor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 9, avem proiectul de hotărâre prin actualizarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, porțile Vrancei și semnale de intrare în județul Vrancea. Să există observații cum ar fi acest lucru. Domnul consilier Postamir, vă rog. Domnule președinte, pentru a fi consecvenț cumva, momentul când a fost inițiat acest proiect, nu l-am împărtășit Consiliului în opoziție legislatoare trecută, considerând atunci că este un proiect prea exorbitant pentru resursele județului Vrancea și nu e un obiectiv de maximă importanță. Bineînțeles că ar fi frumos ca la intrarea în Vrancea să fie ceva deosebit, dar trebuie să păstrăm totuși proporțiile în raport cu posibilitățile bugetului județului Vrancea. Pentru acest motiv, nu vom vota acest proiect de hotărâre. Este o sumă foarte mare. Mulțumim! Liniște, vă rog. Domnul consilier Cristina Liliumia. În completare, o poartă de intrare în județul Vrancea va costa 77.000 de euro. Gata, da? Cu banii ăștia să faci o casă. Mulțumesc. Alte observații. Dacă ar fi după dumneavoastră, domnilor și domnilor consilieri, din partea dreaptă și chiarului politic, n-am fi făcut niciodată nimic în județul Vrancea, pentru că dumneavoastră, de câte ori ați fost la putere, n-ați ridicat un deget pentru această comunitate. Alte comentarii. Domnul consilier Emilian de acolo, vă rog. Practic, suntem împotriva faptului că se putea realiza o reducere după licitare, iar acum această sumă, în loc să fie redusă, o alocăm ca asistență tehnică. Deci, dovadă că atunci când s-a încheiat contractul, cineva a greșit. Cum de a acceptat ca proiectantul să nu asigure și asistența tehnică pe parcursul execuției, încât acum să fim nevoiți să adăugăm o sumă pentru a plăti asistența tehnică. De aceea nu suntem de acord. Mulțumesc. Dacă mai există observații. Înțeleg că nu. Supus spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, majoritatea de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat. Domnul și domnul consilier, faptul pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 10, avem proiectul de hotărâre prin aprobarea programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea pe anul 2018
pentru activități de tineret, non-profit de interes general în domeniul educației, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat și sport, în condițiile prevăzute de legea numărul 350 din 2 decembrie 2005. Dacă este observație, vom face acestui proiect. Înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit și este pentru. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc cu unanimitate de votul proiectul de hotărâre a fost adoptat, pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 11 avem proiectul de hotărâre privind clarificarea anexelor numărul 1 și 2. La hotărârea Consiliului Județean numărul 12 din 15 februarie 2018, prin aprobarea tarifelor de călătorie pentru traseele din cadrul programului Județean de Transport Public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2018, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Vrancea numărul 105 din 19 octombrie 2013. Dacă există observații pe marginea acestui proiect. Înțeleg că nu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi, pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 12 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. Dacă există observații, vă mulțumesc acest lucru. Domnul consilier Bostan, vă rog. Multinațional. Am înțeles că motivul pentru care s-a propus acest proiect este faptul că adăugăm la organigramă și structura de la Mărășești. Rămân la poziția pe care am mai exprimat-o, că avem aici de a face cu o organigramă foarte stufoasă și cu un dezechilibru între funcțiile de conducere și cele executive. Ar fi fost un prilej ca să se propună o structură mai suplă și mai eficientă pentru direcție și vin cu rugămintea pentru conducerea Consiliului Județean de a analiza eventual pentru un alt prilej și să prezinte plenului cu acel prilej o organigramă ceva mai simplă și care să arată mai multă eficiență și o cheltuire mai socotită a banilor publici. Motiv pentru care nu vom vota organigrama în forma în care a fost propusă. Da, aveam o grijă că vreți să preluăm copiii de la bătrânii de la Mărășești. Am fost la tine. Ne-am dat seama cum vă spun. Deci pentru operativitate, două chestiuni punctuale. Îi dau cuvântul doamnei Nicolaș, dar scurt, să explicați colegilor despre ce este vorba. Și doi, vreau, până termină doamna Nicolaș, domnul director al Direcției Tehnice, domnul Leo Romeo Ordache, să ne povestească un pic cine sunt vinovații pentru întârzierea proiectului cu 2 ani de zile la managementul deșeurilor. Și să ne explicați cum și cine sunt primarii liberali care s-au opus acestui proiect. Vă rog, doamna Nicolaș. Sunt președinte, doamnelor și domnilor consilieri. Microfonul, ia loc, te rog. Organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, respectiv statul de funcții, sunt norma de conform legislației în vigoare, respectiv hotărârii de guvern 1434 din 2004, care prevede un aparat propriu al direcției, format din 125 de specialiști, plus funcții de conducere și manager de caz, iar normativele privind structurile serviciilor sociale sunt reglementate de către hotărârea de guvern 867 din 2015, care prevăd pentru fiecare structură din sistem rezidențial destinată persoanelor adulte cu dizabilități un normativ de un salariat la un beneficiar. În 2015, cred că nu trebuie să spun eu cine a dat acest act normativ, știm cu toții mai bine, nu știu dacă este bun, nu știu dacă este rău. Dar spune la vecina, te rog. Guvernul Cioloș a dat acest act normativ și noi trebuie să-l respectăm. Mulțumesc. Domnul Iordache, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul Sistemul de Management de Grad al Deșeurilor Solide din județul Vrancea este în stadiu de realizare 93%. Ultimul contract de lucrări din cele 11 contracte de lucrări și servicii este achiziționat, este contractat, s-a emis ordinul de începere a lucrărilor, cu toate că perioada de 2 ani de zile
două unități administrative teritoriale, respectiv Comuna Țifești și Comuna Ciorăști, au refuzat cu mod sistematic să prezinte, să predea terenului de la administrarea Consiliului Județean. Deci, în esență, e trebuit să predea 7 puncte de colectare, respectiv 18 puncte de colectare, care urmau a fi intabulate și transmise Consiliului Județean Vrancea pentru a construi punctele de colectare. Contrar acestor aspecte, am procedat la contractarea lucrărilor. La această dată, nici până acum nu sunt predate terenurile cu cărțile funciare la cele două comune, dar din dorința de a nu ține proiectul pe loc, am contactat cu o experiență cu Ministerul și s-a procedat ca atare, dat fiind situația de drept. Doar să mai precizez faptul că au fost numeroase adrese către cele două OAT-uri pentru a-și respecta atribuțiunea și angajamentul luat când s-a constituat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vrancea Curată Cedare Terenurilor. Dânsii nu au dorit să predea terenurile, s-a acționat în instanța de judecată la Tribunalul Focșani, la Curtea de Apel de la Galați. Consiliul Județean a avut și de cauză pe cele două specii judecătoriști. De-abia după ce au fost obligați de către instanță, au emis o hotărâre prin care au spus că vor preda terenurile. Dar, mă repet, nici la această dată terenurile nu sunt predate în fizică de Consiliul Județean Vrancea. Mulțumesc, domnule Romeo Rodache. De unde sunt primarii ăștia de la Ciorăși și de la Țipești? De la Partidul Național Liberal. Dar mă rugăminte, domnilor și domnilor consilieri de la PNL. Poate vorbiți cu dânsii. Îi chemați la partid și convingeți să facă ceva cum vă spună. Benefic pentru județul Vrancea. Vă mulțumesc, domnilor și domnilor consilieri. Am pierdut vremea de pomană, cum vă spun, cu excepția celorlalte puncte de ordinea de zi, care erau importante. Epuizându-se ordinea de zi, domnilor consilieri, nu înainte de a supune la proiectul de hotărâre, cine este pentru, dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, cu majoritate de voturi, cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Deci grupul Partidului Național Liberal e și împotriva asistenței sociale și împotriva protecției copilului și împotriva Nu mai fiți nervos așa că... Nu sunt nervos. Vă spun dat în boală să-i cauza nervos. Domnilor și domnilor consilieri, epuizându-se ordinea de zi, nu declară închise lucrările ședinței înainte să le urăm doamnelor, sfetelor, doamnelor din și domnișoarelor, din județul nostru și de aici prezente la mulți ani pentru mâine, pentru că mâine este 8 martie, Ziua Internațională a Femeii și fac un apel la consilierii PSD să dea dovadă de respectul cuvenit, mai ales cum spunem, același apel îl fac și la consilierii PNL să nu mai fiți atât de încrâncenați, să dați dovadă de luciditate în așa fel încât consoartele și femeile din viața dumneavoastră să vă iubească mai mult. Supunem la bot. Deci, la lucrurile ședinței, supunem la bot.